Drumul spre casă. Viața cu Dumnezeu este extraordinară. Eu am fost o femeie care am condus, mi-a plăcut foarte mult să mă implic, să muncesc mult, să fiu serioasă, să meargă treburile bine. Viața cu Dumnezeu este tot timpul să asculți pe Dumnezeu, să lași pe Dumnezeu înaintea ta. Deci e invers la ceea ce am făcut eu înainte. În întâlnirea noastră, doamna Floarea Pintea din Câmpia Turzii continuă să ne povestească despre felul în care Domnul Iisus a devenit Domnul vieții ei. Săptămâna trecută am cunoscut-o când ne-a spus cum și-a construit o carieră de succes, apoi împreună cu soțul ei, Iacob, o afacere de familie care cu multă trudă a ajuns înfloritoare. La scurt timp însă, Dumnezeu a lăsat să sufle un vânt care le-a spulberat pe toate acestea. Atunci, cu brațele goale, s-au apucat de Dumnezeu, care a devenit pentru ei comoara cea mai de preț. Viața, familia și mulți din cei care au fost martorii transformării lor s-au schimbat și l-au acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. În întâlnirea de astăzi ne vom bucura de toate aceste lucruri frumoase pe care Domnul le-a făcut pentru ei. Sunt Anca Bordea, bine v-am găsit! Aș vrea să dau un răspuns, că cineva o să se gândească că de ce Dumnezeu a îngăduit pierderea asta enormă peste noi, pentru că datorită acestor lucruri noi ne luptam foarte mult pentru ele și nu făceam nimic pentru Dumnezeu. Și văzându-ne inimile noastre în acele momente grele, că inima noastră își dorea neapărat să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu și și-a pus încrederea că de acolo, din necazul ăla, din strâmtorarea aia, numai Dumnezeu, cine ne-a scos? Teferi și vii și fericiți. Dumnezeu ne-a făcut. Deci, și nu v-au rămas în suflet resentimente față de oameni? Nu. Chiar i-am adus cu numele ani de zile înaintea lui Dumnezeu, ca să-i pocăiască, să nu mai facă rău și altor oameni, să le mântuiască sufletele, pentru că n-au știut ce fac. Cum n-am știut nici noi în viața noastră, până la 48 de ani nu l-am cunoscut pe Dumnezeu și zic că nici ei nu l-a cunoscut. Și Dumnezeu să le ajute și lor să-L cunoască pe Dumnezeu, la dușmanii noștri, să le ajute să ne întâlnim acolo în cer, că cea mai mare bucurie e să-i vedem și pe ei. O zis Dumnezeu un cuvânt, așa, că dacă aveți pricină să vă plângeți unul de altul, că sunt motive când să ne plângem, o zis, iertați-vă cum v-a iertat Hristos pe voi. Păi Domnul ne-a iertat cu totul, ne-a iertat toate greșalele, în totalitate ne-a primit la El, ne-a făcut copii de Dumnezeu și ne-a dat mântuire și viață veșnică în dar. Așa trebuie să ne rugăm ca și ei să primească ce am primit noi. Darul fără plată a lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Să vadă oamenii că Dumnezeu îngăduie, de asta îngăduie spre binele nostru, că asta e ceva pentru binele nostru, pentru sufletul nostru. Ne iubea sufletul nostru, care îl căuta pe Dumnezeu, care sincer îl căuta, de această dată nu mai era ca înainte să steie pe gânduri. Acum au zis, vreau să te cunosc, Doamne. Nu a fost de fapt o pierdere, a fost mai mult o salvare a sufletului vostru. Nu, că am găsit cea mai mare comoară care este în cer și pe pământ, pe Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu. Ne place mult rugăciunea pentru că Dumnezeu ne-a cercetat și prin cuvânt și prin cântare, dar rugăciunea e extraordinară. Frații spun în predicile lor că e cheia cu care se deschide cerul. Așa este. E starea de vorbă cu Dumnezeu când îi spui la Dumnezeu tot ce ai pe suflet, dorințele tale, că nu îi cerem la Dumnezeu aur și palate, că Domnul, dacă vrea, ni le dă pe deasupra. Noi cerem mântuirea sufletelor, că aia este cea mai valoroasă, e cel mai mare bine pe care îl dorești unui om, să fie mântuit, sufletul lui să fie mântuit de Iisus Hristos. Și am mers la rugăciune și Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile și nouă și fraților noștri, a vindecat mulți frații bolnavi, Dumnezeu la rugăciunea noastră
am avut rezultate și în celelalte probleme ale familiilor noastre, care s-au ridicat în familiile noastre, Dumnezeu ne-a ajutat, dar să știți că viața trăită cu Dumnezeu e o viață în dragoste. Așa spune Dumnezeu în cuvântul lui că mila învinge judecata. E extraordinar. Dumnezeu e dragoste. Și pe noi nu ne lasă decât în dragoste să lucrăm, să ne iubim frații, să ne iubim aproapele, să ne rugăm că nu putem să facem și Dumnezeu să ne ajute. Pentru că zice că cine respectă poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu e dragoste. Rămâne în dragostea lui Dumnezeu și rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Sunt promisiunile pe care le-a scris Dumnezeu în Biblie și noi trebuie să-L credem pe Dumnezeu. Tot legat de întoarcerea familiei dumneavoastră la Domnul, vreau să vă întreb, cum a fost mărturia dumneavoastră? Ați reușit să le și vorbiți despre Dumnezeu sau doar v-ați rugat pentru ei și ați trăit conform voii lui Dumnezeu și ei au văzut lumina? Sau ați reușit să le spuneți și prin vorbe? Pentru că mi-a plăcut cuvântul lui Dumnezeu să-l învăț întotdeauna. Când am ajuns la o părtășie cu frații noștri, în familie, cu vecinii noștri, cu neamurile noastre, am căutat să le spunem despre Dumnezeu. Și să știți că ei ne-au urmărit viața noastră, pentru că așa este omul. Dar ei trebuie să vadă schimbare în tine. În tine ca persoană. Și când ei văd în tine schimbare, pentru că eu eram o vulcanică și consideram că nu este bine, de ce ăla să-și bată joc, că trebuie să te răzbuni. Așa gândeam ca om. Ori Dumnezeu spune, răzbunarea e a mea, voi iubiți-vă. Și de asta spuneam că Dumnezeu e dragoste. Așa te schimbă Dumnezeu când tu l-asculți pe Dumnezeu. Acolo, în rugăciune, mă rugam pentru sfințirea și pentru modelarea mea sufletească. Duhul lui Dumnezeu îmi descoperea defectele mele și îmi spuneam și eu în rugăciune, mă rugam, Doamne, scapă-mă și de ceartă, scapă-mă și de să nu mai fiu poruncitoare, să nu mai fiu, știu eu, defectele mele pe care îi le spunea și le știa Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a scăpat de astea. Dumnezeu m-a scăpat de ele. Cum v-a scăpat? Domnul a luat inima mea întreagă, care i-am dat-o lui, și atunci și Dumnezeu s-a ocupat de ea. Și Dumnezeu te schimbă. Te schimbă cuvântul lui Dumnezeu, te modelează, curățește Domnul. Are metodele lui să curățească omul. Că numai el poate, că el l-a făcut. Și cred că s-a schimbat atmosfera și în familie. Da. Fiind amândoi pocăiți, ne-am înțeles între noi așa niște reguli în familie, când unul nu face ceva, să facă celălalt, să nu mai facă observații, ca să nu câștige cel rău nimic. Deci niște lucruri frumoase pe care le-am simțit ca venite de la Dumnezeu. Ne mai puteți spune câteva? Da. Așa cum suntem noi femeile, că ne place mult să facem curățenie, să fie casa curată, întotdeauna aerisită, lucrurile să fie puse la locul lor, mai vine soțul, mai aruncă șosetele, mai aruncă și atunci te duci frumos și le iei și le pui la locul lor, care sunt pentru spălat, le pui la spălat și hainele le pui pe umeraș și dacă le-a lăsat undeva și nu-s puse așa cum îți place ție și nu mai zici nimic, este lucru cel mai bun. Este lucru cel mai bun, pentru că soțul tău nu va vedea o dată sau de două ori sau de trei ori, dar odată și odată tot vede că tu faci și nu-i mai spui nimic. Și tu îl privești cu aceeași dragoste și nu îl cerți toată ziua ca streașina aia care curge. Că Domnul a zis că femeia care ceartă toată ziua e ca streașina care curge. Domnul, atâtea lucruri, de asta am spus că te învață totul. Trăirea în Iisus Hristos, zice, până când Dumnezeu ia chip în voi. Asta, Hristos a luat și ia încă Dumnezeu mare de curățat. Până când, spune cuvântul, până a ajuns să se unească credința cu cunoștința în Iisus Hristos. Sunt niște lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le face și le prelucrează în noi. Ce s-a mai schimbat în casa dumneavoastră? L-am iubit pe Dumnezeu, îl iubim. Și am iubit poruncile lui Dumnezeu. De la început am văzut că Dumnezeu spune să spunem și altora. Dacă nouă ni s-a descoperit Dumnezeu, să le ducem să le spunem și Dumnezeu a zis
spuneți-le și vrăjmașilor, să știți, cu lacrimi în ochi a fost când ne-a spus și vrăjmașilor. Chiar dacă și-au bătut joc de noi, ani de zile, dar să știți că cu lacrimi în ochi le-am spus că Dumnezeu și-a dat Fiul și așteaptă ca să ne pocăim. Pentru că de multe ori omul nu înțelege pocăința. E poruncită de Domnul Iisus. Prima dată când a ieșit Dumnezeu în Capernaum, asta a spus: pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Și iubindu-L pe Dumnezeu, Dumnezeu te pregătește și spune la un moment dat: duceți-vă în Matei 28, propovăduiți Evanghelia până la capătul pământului. Și zice: învățați-i să păzească ce v-am poruncit. Pentru că ne-a lăsat poruncile Lui să le păzim. Și păzind, rămânem în dragostea Lui Hristos. Păzim poruncile Lui. Rămânem în Hristos. Și El rămâne în noi. Așa este. Știu că lucrarea aceasta de a spune altora a trecut dincolo de granița familiei dumneavoastră. Și ați ajuns acum chiar departe să mergeți să vorbiți oamenilor despre Hristos. Ne puteți împărtăși câte ceva și despre lucrarea pe care ați început-o în Oltenia? Chiar de la început, de când ne-am pocăit, văzând cât de mare este Dumnezeu, ce mare lucru a dat Dumnezeu pentru noi, că și-a dat Fiul Lui. N-ar putea nimeni să facă gestul lui Dumnezeu, n-ar fi în stare decât Dumnezeu să facă ce a făcut. Conștientizând lucrul ăsta și văzând ce spune Dumnezeu, chiar m-am uitat acolo în Marcu 16:16, zice: cine crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Și mai spune în Faptele Apostol 17:30 că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dar zice: acum, nu mai târziu, că va veni o zi când va judeca omenirea prin omul, prin Iisus Hristos, cel care l-a dat ca jertfă pentru omenire. Și văzând aceste lucruri pe care le-a făcut și conștientizându-le, că atunci le-am conștientizat, cât de mare este Dumnezeu, cât de bun este Dumnezeu, ne-am rugat pentru tot neamul nostru. Și eu am zis: oi, da, zic, neamul lui Iacob sunt mulți pocăiți, ardelenii sunt foarte mulți pocăiți, ce ne facem noi cu Oltenia, că eu nu cunosc un pocăit în Oltenia. Și am început să mă rog de atunci pentru neamul meu, pentru unchi, pentru mătuși, pentru verișoarele pe care le mai aveam în viață, pentru vecinii noștri, pentru colegii de servici cu care am lucrat în primii ani. Și am postit, am rămas în post și rugăciune de multe ori. Lângă familia noastră aduceam neamul nostru și Dumnezeu la un moment dat mi-a dat un vis de noapte. O curte era lipită de curtea părinților noștri, un gard nou din lemn, așa un teren plat, acoperit cu un gazon verde, un verde atât de frumos. Și am întrebat în vis: ce va fi aici? Și mi s-a răspuns: casă de rugăciune. Și atunci am înțeles că Dumnezeu are un plan acolo, la unirea cu poporul de acolo. Și i-am spus visul la mama mea. După ce i-am spus visul la mama mea, s-a întâmplat cu tăticul a murit, mămica a rămas singură, a venit la Câmpia Turzii, a stat mai mult cu noi. Și în 2006 mi-amintesc că s-a dat o lege prin care părinții mei au reușit să mai obțină o suprafață de teren care a făcut parte din curtea lor, dar pe care comuniștii l-au luat și l-au transformat în slas comunal. Și am vorbit cu un verișor de-al meu care m-a învățat să fac cerere pentru terenul acela la primărie. Am făcut cererea la primărie, terenul ni s-a dat prin legea aia de atunci și după ce mama a obținut titlul de proprietate pe terenul respectiv, a spus: vi-l dau vouă ca voi să faceți biserică de pocăiți aici. Ne-am bucurat foarte tare cu niște frați cu mult suflet, am pus zeciuială din pensii și așa ne-am ocupat de toate actele, am făcut cadastru, am mers la notar, mămica ne-a făcut donație pe teren și așa am făcut proiectul pentru biserică și... Ați început construcția? Am început construcția. Dumnezeu ne-a ajutat, a pus pe inimă fraților, pentru că noi nu eram cunoscuți, nu eram mari lucrători,
Așa, copii ai lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, pentru că era casa lui, pentru că era lucrarea lui, Dumnezeu când vorbește, ce vorbește, împlinește. S-a dat legea, am obținut pământul, am început construcția și Dumnezeu a trimis oameni lângă noi și ne-a dat ajutoare în fiecare an și pentru că acolo Dumnezeu are plan de lucrare, este o localitate cu 8500 de suflete, din care 9 persoane și cu noi 11 persoane sunt care cunosc pe Dumnezeu. Ei nu cunosc cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Trăiesc după obiceiuri și tradiții, dar să știți, când au cuvântul lui Dumnezeu, plâng și își doresc, pentru că noi am făcut evanghelizări acolo și cu ajutorul lui Dumnezeu vom termina casa de rugăciune și vom începe slujba acolo, ne vom muta în Oltenia pentru câțiva ani, cât Dumnezeu găsește de cuvință să ne țină acolo. Și acești nouă oameni despre care ne povesteați că îl cunosc pe Dumnezeu, cum l-au cunoscut? Prin dumneavoastră, la evanghelizările care le-ați organizat? Nu, sunt frați veniți din țară care au lucrat în diverse orașe și chiar în Valea Jiului și au venit acasă după Revoluție și au mers în diverse localități la biserici, pentru că la noi nu este biserică de pocăiți. Acum o construim și cu ajutorul Domnului o și terminăm, că construim de 4 ani de zile. Cum vă gândiți să decurgă evanghelizarea în satul acesta Unirea? Am zis că facem evanghelizări, dar am mers din poartă în poartă, pentru că îi cunosc, am lucrat acolo, a fost ingineră 4 ani de zile, m-am dus și am chemat la evanghelizare, ei își doresc să vină, sunt foarte mulți care spun că de când începem slujba acolo, vin pentru că le-a plăcut la celelalte evanghelizări, își dau seama că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu și își doresc din toată inima să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat. Și așa dorim ca după evanghelizări să începem să slujim acolo în casa lui Dumnezeu. Și de ce fel de resurse aveți nevoie pentru evanghelizarea asta? Biserica ne susține în rugăciune și Biserica din Elim Timișoara, pentru că acolo avem un frate plecat din localitatea noastră, din Unirea, care s-a rugat 34 de ani și după 34 de ani Dumnezeu a scos pe Floarea și pe Iacob să meargă acolo. S-a rugat și pentru localitatea aceasta? Da. El cu familia lui. Da. Și Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și așa se face că ei ne susțin în rugăciune, deci vom avea nevoie de rugăciunile fraților care ne cunosc și așa, și de tineri și de bătrâni care să vină în misiune la Unirea și să meargă pe străzi și să-i evanghelizeze pe oameni, să le mărturisească cum l-au cunoscut pe Dumnezeu, în ce împrejurări, și bătrânii au felul lor de a-L prezenta pe Dumnezeu și tinerii au pentru tineri și vrem ca să luăm în lung și în localitatea și împrejurimile, ca să fim împreună și tineri și bătrâni și copii, să slujim lui Dumnezeu, că în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu dă har și Dumnezeu coboară și Dumnezeu face minuni și în timpul de astăzi. Și așa vom începe noi, cu mai puțin, și Dumnezeu își va face lucrarea, că El își face, Duhul lui Dumnezeu, lucrarea. Dumnezeu pocăiește, Iisus Hristos, prin Duhul lui. Și dacă ar fi o persoană care ar vrea să se implice, în ce fel ar trebui să fie pregătită? O să vă gândiți la o evanghelizare în stil om la om, în care cineva merge, abordează pe oameni, stă de vorbă cu ei, începe să le vorbească despre Dumnezeu? Vom face și așa. De asta spuneam că vom apela și la frații în vârstă și la tineri, la frații cântăreți, pe care îi vom ruga să vină, pentru că vom face și evanghelizări pe stradă și în cadrul bisericii, în biserică, unde vor veni frații care vor predica cuvântul lui Dumnezeu, vor veni frați care vor mărturisi întoarcerea lor la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu se uită la fața omului, în fața lui Dumnezeu toți oamenii sunt egali,
că are școală, că n-are școală, Dumnezeu nu se uită la școală, Dumnezeu se uită la inimă și spune că omul să-și găsească plăcere în căile lui și inima lui să-i odeie lui Dumnezeu, asta vrea Dumnezeu, și pentru că El ne tratează egal și Domnul Iisus a murit pentru, jertfa a fost plătită pentru lumea întreagă, asta vrem să facem, ca să facem și evanghelizări în cadrul bisericii, unde să fie predici, mărturii și cântări de laudă. Cumva să începeți să schițați un anumit gen de program cu care să-i obișnuiți deja pe oameni ca să nască în inima lor dorința de a se închina lui Dumnezeu în biserică. Nu aș vrea să facem noi program. Ne lăsăm la îndemâna lui Dumnezeu, pentru că am avut atâtea experiențe cu Dumnezeu când m-am pus pe genunchi și am cerut ceva anume de la Dumnezeu când am știut într-o anumită direcție ce să fac, cum să fac. Și am zis, Doamne, învață-mă, de data asta chiar nu am ce să fac. Nu știu ce să fac, Doamne, să nu greșesc, nu vreau să greșesc. Și când m-a ridicat de pe genunchi, m-a ridicat cu hotărâtă, gata, și așa știu ce să fac. Și eu în asta cred, pentru că Duhul lui Dumnezeu, zice, El va fi cu voi și este noi. Și dacă este noi, El ne învață. Și ne învață. Dacă atunci când va fi nevoie de un program, vom face program, când nu este nevoie de program, ne lăsăm călăuziți. Noi vorbim mult de călăuzire, dar e extraordinară. Când o ceri și te lași, pentru că trebuie să distingi vocea Duhului de vocea celui rău, asta s-o cerem și Dumnezeu ne dă călăuzire și te călăuzește în tot adevărul și în lucrurile care trebuie să le faci în viitor. Cu siguranță aveți experiențe cu Dumnezeu, să ne povestiți câteva dintre ele, care sunt mai marcante. Viața cu Dumnezeu este extraordinară. Nu se compară. Vedeți, eu am fost o femeie care am condus, mi-a plăcut lucrurile concrete, mi-a plăcut foarte mult să mă implic, să muncesc mult, să fiu serioasă, să meargă treburile bine. Viața cu Dumnezeu este tot timpul să asculți pe Dumnezeu, să lași pe Dumnezeu înaintea ta. Deci e invers la ceea ce am făcut eu înainte. E invers. Călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că nu le știi de la început. Un om în credință crește ca și un copil, așa când o ia de la grădiniță sau să zicem mai repede de când se naște și apoi grădinița, școala, liceu, facultate, da, să știi că și creșterea în casa lui Dumnezeu tot la fel este, pentru că Dumnezeu așa se ocupă de copiii lui și ne crește, dar un lucru trebuie să știm, spune cuvântul lui Dumnezeu, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, zice Iacov, dacă vă lipsește înțelepciunea, cereți-o de la Dumnezeu că o dă cu mână largă. Să spun ce am cerut de la Dumnezeu, am cerut credință puternică, am cerut înțelepciunea care vine de sus, că lumească am avut, dar înțelepciune venită de la Dumnezeu și lumină, ca să cunosc lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, că Dumnezeu așa lucruri mari face și noi oamenii, cu cât ne adâncim mai mult în lucrarea lui Dumnezeu, cu cât credem mai mult, cu atâta Dumnezeu ne adâncește și ne hrănește din izvoarele adânci ale lui Dumnezeu și izvoarele adânci cunoști secretele lui Dumnezeu, îți descopere lucruri care se întâmplă în familia ta. Am avut vise, am avut probleme în viață și Dumnezeu mă conștientiza ce să fac. Pentru că nu vreau să spun niște lucruri care nu vreau să aduc atingere la nimeni. Omul în viață are și dușmani. Dumnezeu a zis că să ne rugăm pentru ei. Am avut și dușmani din aia care și-au dorit neapărat să ne vadă duși la poliție. Chemați! Dumnezeu știe pentru ce, că nu eram de vină cu nimic. Dar Dumnezeu așa mă conștientiza că mă pregătea ce am de făcut. Chiar sincer mă pregătea și mă duceam cu ceva la îndemână, un act anume, și îl duceam ca probă și când era proba dusă și probleme nu mai aveam. Sunt lucruri pe care nu le pot spune oamenilor pentru că nu le cred. Dar când vor ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, o să-i experimenteze
foarte multe lucruri, nu puține. Deci experimentează vindecarea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu lucrează prin oameni. El este în cer, noi suntem pe pământ. Noi suntem uneltele prin care Dumnezeu lucrează. Și de asta spun că Dumnezeu ne echipează cu ceea ce spuneam mai înainte, cu credință, cu putere, cu lumină, cu înțelepciune, ca să mergem și să propovăduim Evanghelia, dar să fim și Evanghelii vii, vorbite și trăite. O carte deschisă pentru toți oamenii. La un moment dat spuneți că au fost chiar și în casa dumneavoastră răspunsuri la rugăciuni în care oamenii au fost chiar vindecați. Da, ne-am rugat pentru un frate păstor din Cluj și Dumnezeu s-a atins, l-a vindecat. Am avut o cunoștință din America pentru care ne-am rugat. A avut cancer și Dumnezeu a lucrat că a vindecat-o Dumnezeu și s-a și îngrășat 10 kg. Sunt multe cazuri. Dacă stau să mă gândesc, îmi amintesc cazuri când Dumnezeu a lucrat în chip minunat. Eu am zis că mă pocăiesc, aveam două facultăți terminate, dar eu nu știam ce înseamnă pocăința. Dar pentru că întâlnise pe cel care poate totul, el m-a învățat adevărata pocăință. Spune în 1 Corinteni 1 cu 27 și 28, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii să le facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să le nimicească pe cele ce sunt. Și în 1 Corinteni, versetul 29, spune așa: pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu așa a făcut. La atâta știință, Dumnezeu să-ți pui capăt că nu o să știe ce înseamnă pocăința. M-a lăsat în felul lui, ca Dumnezeu desăvârșit. Dar Dumnezeu, după ce m-am pocăit, Dumnezeu s-a ocupat de mine și mi-a dat lumină și de asta spuneam că e lucrare dumnezeiască, pentru că la inima mea a lucrat Duhul lui Dumnezeu, care m-a conștientizat că-s păcătoasă și că am nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Nu știu dacă am amintit că viața cu Hristos e o viață în care prioritățile se schimbă. Pe primul loc este Dumnezeu. Și dacă, așa cum spune cuvântul, cauți pe Dumnezeu, întâi îl cauți, cauți împărăția, te pui în mâna lui Dumnezeu, te rogi, cât ai tu timp, Dumnezeu nu spune cât să te rogi, pentru că El știe că tu trebuie să mergi la servici, dar te-ai pus în mâna lui Dumnezeu, te-ai rugat pentru șefii tăi, te-ai rugat pentru colectivul de muncă, te-ai rugat să le mântuiască Dumnezeu sufletele și ai plecat, ai făcut voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te binecuvintează, ai venit acasă, te rogi la masă, pui familia în mâna lui Dumnezeu, de fiecare dată nu mănânci până nu îl slăvești pe Dumnezeu, mănânci și îi mulțumești lui Dumnezeu, postești și îi mulțumești lui Dumnezeu, atâtea lucruri bune. Asta vreau să mai adaug. Fiecare om în viață și-a dorit să facă o meserie. Să fie croitor, altul să fie tâmplar, altul să fie inginer, altul să fie doctor și economist. Ca să fie un meseriaș bun și un om cunoscut, cu renume că este bun, a trebuit să învețe și să fie bun practician. Pe Dumnezeu nu-L putem să-L cunoaștem că am credință, că o crezut tata și mama și este suficient, rămân în credința lor că eu cred în Dumnezeu, e fals, fals, fals. Pentru că pe Dumnezeu-L cunoști din Biblie și trebuie să te duci la cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea semnalul de alarmă pe care vreau să-l spun, Dumnezeu a lăsat versetele biblice. Aș vrea să mă refer la Ioan 3 cu 16, 17, 18 și 36, care pe mine m-a mișcat foarte mult și Dumnezeu de multe ori m-a pus să le spun oamenilor cu care m-am întâlnit pe tren, pe avion sau unde m-am dus în călătoriile mele cu mașina, am luat pe cineva în mașină, i-am spus și spune: Domnul, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Vreau să știe cei care ascultă că El este viu și omul trebuie să aibă o relație personală cu Dumnezeu, cu Dumnezeu cel viu. Nu este icoană, e cu totul fals. Icoana e făcută de mâini omenești, Dumnezeu e Dumnezeu, adică să te pui pe genunchi, să vorbești cu El, că El te ascultă și îți răspunde. Zice în versetul 17, semnal de alarmă, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Deci a adus, a venit pe pământ, a murit pentru noi ca să aducă mântuirea omenirii. Și spune, oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, uită, ne spune, ne dă răspunsul și așa este, pentru că Dumnezeu e drept și ce a scris este adevărul pur. Încă o dată zic versetul, oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede, a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Acesta e versetul 36. Da, zice să-i cerem lui Dumnezeu că vrem să-L cunoaște și vrem să trăim veșnic cu El, să nu ne lase în iad. Pentru că Dumnezeu pe om nu l-a făcut pentru iad. Omul alege iadul, moartea, că vrea să rămână în ea. Zice în Proverbe 16:20, cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Noi suntem fericiți. Sincer, până nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, noi n-am fost oameni fericiți. Armonia în familie, pacea în familie e Hristos. Pentru că te raportezi la El și în toate îl vezi pe El. Dumnezeu să ajute la tot poporul român să se pocăiască. La tot neamul nostru. În emisiunea Drumul spre Casă ați ascultat mărturia doamnei Floarea Pintea din Câmpia Turzii, alături de care am văzut adâncimile trudei și ale zbuciumului vieții, dar și înălțimea dragostei lui Dumnezeu și ale puterii sale de schimbare și de susținere. Sunt Anca Bordea, la finalul întâlnirii noastre vă mulțumesc pentru însoțire și vă doresc să experimentați și dumneavoastră în viața de zi cu zi această dragoste divină care schimbă și înnoiește vieți. Până când ne reîntâlnim, rămâneți cu bine!